Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 17 Și a zis către ucenicii săi, cu neputință este să nu vină smintelele, dar vai aceluia prin care vin. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piată de moară și ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceștia mici. Luați aminte la voi înșivă deci va greși fratele tău, dojenește-l și dacă se va pocăi, iartă-l și chiar de îți va greși de șapte ori într-o zi și de șapte ori se va întoarce către tine zicând, mă căiesc, iartă-l. Și au zis apostolii către Domnul, sporește necredința. Iar Domnul a zis, de ați avea credință cât un grăuntă de muștar, ați zice acestui sicomor, dezrădăcinează-te și te sădește în mare și vă va asculta. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut turme, îi va zice când se întoarce de la țarină, vino îndată și șezi la masă? Oare nu îi va zice, pregătește-mi să cinez și încingându-te slujește-mi până ce voi mânca și voi bea și după aceea vei mânca și vei bea și tu? va mulțumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Cred că nu. Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți, suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și al Galilei, Intrând într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis, Iisuse învățătorule, fieți milă de noi! Și văzându-i, el le-a zis, Duceți-vă și vă arătați preoților! Dar pe când ei se duceau, s-au curățit, iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Isus mulțumindu-i și acela era samarinean. Și răspunzând Isus a zis, au nu zece s-au curățit, dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Și i-a zis, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Și fiind întrebat de farisei când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor zice, iată aici sau acolo, căci iată împărăția lui Dumnezeu este în lăuntul vostru zisa către ucenici, veni vor zile când veți dori să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți vedea. Și vor zice voi, iată este acolo, iată aici, nu vă duceți și nu vă luați după ei căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi el trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Și precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele fiului omului mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noie în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Tot așa, precum a fost în zilele lui Lot, mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a pluat din cer foc și pucioasă și a nimicit pe toți. La fel va fi și în ziua în care se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperișul casei și lucrurile lui în casă, să nu se coboare să le ia. De asemenea, cel ce va fi în țarină, să nu se întoarcă înapoi. Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot, cine va căuta să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine îl va pierde acela îl va dobândi. Zic vouă, în noaptea aceea vor fi doi într-un pat. Unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Două vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi vor fi în ogor, unul se va lua și altul se va lăsa. Și răspunzând ucenicii, i-au zis, unde, Doamne? Iar el le-a zis, unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii.